Bun, haideți să continuăm seara noastră minunată, magică. De ce te uiți așa emoționată la mine? Vreau să fii bună. Vreau să nu te gândești la nimic din ce e jurul tău și să te bucuri de fiecare clipă pe care o ai aici, pe scenă. E marea finală, talentul din liceu se arată. Da? Foarte bine. Iubiții mei, am rugămintea din partea voastră să faceți liniște. Liniște, liniște, liniște. Să ne bucurăm de următorul moment, să avem telefoanele pe silent, să nu se mai facă nicio cafea la bar, să se folosească doar lingurițe de plastic, nu de metal, iar noi, eu și cu Vlăduț, să rugăm să ni se alăture și să ne arate artă pe Bianca Elena Pavel. Bianca este câștigătoarea secției de teatru locul 1 și vine de la Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman. Noi ne retragem și din partea voastră vrem să auzim cuvântul magic după al meu. Arată. Să scriu și să pictez și eu stăteam sub stejarul acela care îmi surtea poezii și puteam să ascult Mozart doar dacă mă uitam spre lui. Alte ori mă întâlneam cu alți pacienți în fața șemineului și nu făceam altceva decât să uităm de la țigur să spun. Așteptând ca asistentele să ne facem camerele noastre separat. Și ziua de azi întrebându-mă, de ce ne întorceam în fiecare seară în camerele alea? În liniștea aia de mormânt, ca niște sclavi. Asta până când m-am eliberat.
Și atunci m-am tăvălit că am bolovat prin pădurile astea. Și am ajuns aici. Am aterizat în lumea voastră. Aveți idee ce am simțit atunci când am dat de cerșătorii din gară? Am simțit teamă. Atât de multă teamă. Sau aveți idee ce am simțit când am văzut când am dat de oamenii cu valizele în centru? Când am dat de voi? Am simțit că... Mă necați mocirea monotoniei și îndrăzniți să-mi spuneți mie că sunt nebună! Mie, care n-am făcut nimic! O, Doamne, iarți-mi zi prin vene! N-am mai luat de mult pastile. Pur și simplu stăteam. Stăteam și mă gândeam. Doamne, cât de dor mi-e de el. Cât de dor mi-e de ochii lui verzi. De umerii lui. De ridurile ce traversau chipul. Era suflet împășurat din carne. Era sânge din sângele meu. Era... Stați puțin. Are 20 de ani. Anul trecut, după momentul Vlăduț, am făcut exact același lucru și l-am luat în brațe. Sunteți foarte mulți, foarte buni în seara asta, o să fie foarte greu, dar un singur lucru spun. Nu știu ce clasă ești, dar dacă vrei să faci asta, dă la teatru. Ce ai reușit tu să faci aici, acum, în 3 zile de învățat text, după seara de duminică, din ce am auzit, joi încă îți căutai un monolog, este absolut excepțional. Și eu îți mulțumesc!